Chiar după ce Consiliul Superior al Magistraturii a atras atenția premierului Victor Ponta că nu are dreptul să critique un procuror sau un judecător, șeful guvernului recidivează. Aseară, el a spus că Papici, ca procuror, era un fel de paria și că a fost adus de la Timișoara ca să execute ordine. Haideți însă să facem o comparație între dosarele instrumentate de procurorul Papici și cele instrumentate de procurorul Ponta. Lucian Papici s-a pus semnătura pe cele mai importante și mai grele dosare de corupție din România. Iată-le! Trofeul calității, dosarul în care Adrian Stase, fostul premier, a fost condamnat la închisoare cu executare. Dosarul caltapoșul, în care fostul ministru al agriculturii, Decebal Traian Remă, și a fost condamnat tot la închisoare cu executare. Dosarul Valiza, în care deputatul PNL Gigi Becali a fost condamnat și el la închisoare cu executare. Dosarul senatorului PSD Cătălin Voicu, în care acesta a primit șapte ani de închisoare. Dosarul ICA, în care Dan Voiculescu a fost condamnat în primă instanță la cinci ani de închisoare. Și dosarul Fraude la referendum, în care președintele executiv al PSD, Liviu Dragnea, a fost trimis în judecată, dar și dosarul 2 mai, în care fostul ministru al tineretului, Monica Iacobriții, de asemenea a fost trimisă în judecată. Iată acum dosarele pe care l-a instrumentat procurorul Ponta de la parchetul general. A trimis în judecată un cetățean pe nume Marcel Pandelea pentru că emitea filecec fără acoperire. A cercetat doi patroni de firmă care făceau comerți cu furaje și a anchetat o firmă care importa ceasuri și nu le trecea în contabilitate. Și nu în ultimul rând, al patrulea dosar, vorbim despre dosarul Mega Power în care patronul unei firme de energie care s-a asociat cu guvernul pe vremea premierului Petre Roman a prejudiciat statul cu 12 milioane de dolari. De menționat și că Victor Ponta, în calitate de avocat, l-a apărat în instanță pe Ovidiu Tender, acuzat de DICOT de infracțiuni economice.